Miercurea aceasta, în bisericile ortodoxe s-a oficiat pentru prima oară în postul mare liturghia darurilor înainte sfințite. La Catedrala Mitropolitană din Cluj, foarte mulți credincioși au participat la slujba oficiată de Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, înalt preasfințitul Părinte Andrei. Postul mare, fiind perioadă de asceză absolută, de nevoință, are Sfânta Liturghie de plină doar sâmbăta și duminica. Zilele celelalte sunt pregătitoare pentru apogeul acesta al împărtășirii. Dar, cum s-a observat de-a lungul viacurilor, că oamenii foarte evlavioși și foarte credincioși și în aceste zile de asceză, în care lipsește liturghia de plină, doresc să se împărtășească, s-a alcătuit acest ritual, care nu este o liturghie de plină, este un ritual de împărtășire. S-a alcătuit acest ritual pe care îl cunoaștem noi ca liturghia înainte sfințitelor sau liturghia Sfântului Grigore Dialogul. Postul mare este un urcuș spre învierea Domnului, a mai spus Mitropolitul Clujului. La final, perioada aceasta de post, de nevoință, de rugăciune, ne aduce aminte de cele 40 de zile în care Moise s-a pregătit ca pe muntele Sinai să se întâlnească cu Dumnezeu, să primească tablele legii și apoi, cu inima plină de bucurie pentru această experiență, să se coboare la popor. Urcușul acesta duomnicesc al creștinilor din postul mare, de 40 de zile plus săptămâna patimilor, sunt 7 săptămâni, e preînchipuit de postul lui Moise, e perioadă de nevoință, de asceză, care culminează cu întâlnirea lui Hristos Dumnezeu în ziua cea luminată a Sfintei Învieri. Catedrala Mitropolitană din Cluj a fost construită între anii 1923-1933, în timpul episcopului Nicolae Ivan.